emoțiile sunt mari pentru că, vedeți, avem 25, am crescut și avem 25 de ani de când organizăm acest top. Și eu și Rodica știm prima ediție cum a fost și este o mare, mare schimbare. Adică o mare și noi avem 25 de ani. În 29 de ani de Cameră de Comerț. Și sigur că dacă atunci erau 178 de firme care le premiam, acum sunt anul acesta 1787 firme care sunt, se clasează pe locurile 1-3. Diferența față de anul trecut este cu 20 de firme mai multe. În schimb, este o cifră mai mare la firmele care și-au depus bilanțul la Registrul Comerțului. Sunt 30.071 față de anul trecut, cât erau 28.500. Sigur că și numărul firmelor care au îndeplinit criteriile de eligibilitate este mai mare, 9.167 vis-a-vis de 7.000, aproximativ 7.000 și ceva față de anul trecut. Dar pe locurile 1-3, repet, sunt doar 1787 de firme. Pentru trofeul de excelență, anul acesta avem 238 de firme. A crescut substanțial numărul firmelor care primesc trofeul de excelență. Aici o să vedeți, avem și surprize, dar o să termin imediat cu prezentarea. Metodologia, cum spunea colega mea, nu s-a schimbat nimic în metodologie, în criteriile de eligibilitate, sunt aceleași ca și anul trecut. Dacă anul trecut am avut modificări, anul acesta nu avem nicio modificare în metodologie. Acum aș vrea să încep cu premiile care... unele le cunoașteți și altele sunt noi. Trofeul de excelență pentru învățământul, instituțiile de învățământ superior, în fiecare an premiem cele 4 universități de stat și sunt alături de noi. Apoi, trofeul pentru responsabilitate socială, anul acesta face 4 ani de când a crescut și el, 4 ani de când oferim acest trofeu. Vă spun unde se îndreaptă acest trofeu anul acesta, spre o asociație non-profit de terapie intensivă, se numește Aurel Mocoșanu și are un proiect frumos, un proiect sensibil, Împreună pentru viață și pentru oamenii izolați în România. Avem este o caravană, aici lângă noi. Este o caravană care se deplasează cu medici cu suflet mare în localitățile unde aproape oamenii ăia n-au plecat niciodată din localitatea respectivă. Li se fac analize, li se fac investigații și dacă sunt cazuri foarte grave, sunt preluați și dus în spitale. Pentru noi, pe noi ne-a marcat foarte mult acest lucru, de aceea acest premiu se îndreaptă către ei. Și tot ca trofeu de responsabilitate socială, îl primește și McDonald's pentru fundația, da? Pentru investițiile care le-au făcut în aparatura de la Spitalul Luis Turcanu. Anul acesta, după cum vedeți, ne-am orientat spre sănătate. Și când spun asta, spun un premiu care nu l-am avut anul trecut și l-avem anul acesta, premiul Brandul Anului, care se îndreaptă tot către o firmă din domeniul sănătății, Medicis, care au un rebranding pentru marca Medicis. Dacă vorbim despre calitate, vorbim de sănătate, anul acesta avem un trofeu de excelență pentru investiții cu impact major în calitatea vieții. Și aici ne referim la firma Mulberry Development, care are proiectul eShol, cunoașteți cu toții. Noi am considerat că
Chiar dacă nu este cea mai mare investiție, că știm, Julius Moll are cea mai mare investiție. Anul trecut am premiat cea mai mare investiție. Anul ăsta ne-am îndreptat un pic spre viață, spre calitatea vieții, spre sănătate. Și La Isho este un proiect care, după cum știți, o persoană care locuiește acolo, cred că le are pe toate. Are locuință, are birourile dacă vrea să lucreze lângă la 50 de metri, la parter sunt magazinele și un spațiu generos de recreere și divertisment. Da. Un alt premiu care l-am oferit anul trecut și îl continuăm anul ăsta este Ștafeta Generațiilor, care anul acesta se îndreaptă către firma Ber Banat. Firma Ber Banat este la a treia generație, mai trăiește, Doamne ajută și să trăiască mulți ani, doamna Maria, care a înființat împreună cu soțul ei această firmă, au preluat-o cei doi fii și acum nepoata o preia de la ei. Ne bucurăm că sunt firme mari, firme care spun ceva județului ăsta din punct de vedere economic și iată, merg din generație în generație. Tot anul acesta, pentru că spunea colega mea că avem 25 de ani și multe alte firme au 25 de la înființare. De aceea, noi acordăm diplome celor care s-au înființat în 1993, dar o să vedeți, poate că mă întrebați de ce numai astea, pentru că numai firmele care sunt alături de noi în seara evenimentului pot fi premiate. Vorbim aici de Cotton Tex, vorbim de Ginette Fashion, vorbim de Codrina, vorbim de Ducodan, Imprimeria Mirton și Canleo Jimbolia. Da, sunt firmele care și-au dorit să fie alături de noi și să fie premiate aici. Tot la 25 de ani, vedeți, nu scăpăm de sănătate, avem încă un premiu, un premiu special, 25, de la înființarea Institutului de Boli Cardiovasculare. Dimineața suntem parteneri cu ei la institut, iar după amiaza îi premiem pentru 25 de ani de inimă sănătoasă. Așa a vrut Rodica să se numească și cred că a nimerit foarte bine, pentru că vorbim de sănătate și vorbim despre faptul că dacă inima ne lasă, înseamnă că nu mai suntem pe pământ. Suntem onorați să dăm acest trofeu, suntem acest premiu. Sigur, domnul profesor Luca o să fie cel care o să-l preia și împreună cu profesorul Gaiță. Un alt premiu care pot să spun că în istoria organizării topului firmelor din județul Timiș nu a mai fost acordat nimănui, deci în premieră, se referă la decernarea diplomelor de excelență pentru învățământul profesional în sistem dual. După cum știți, pe noi ne preocupă de foarte mult timp, respectiv de 2 ani, acest lucru, criza forței de muncă din județul nostru. Chiar acum am întors din München și am fost la școala, la Camera de Meserii, la Zilele Economiei Românești în München. O să primiți de la Rodica un material, a fost extraordinar de un eveniment de mare anvergură, cu o delegație impresionantă de la noi din Timiș. Și am vizitat Camera de Meserii și ne dorim noi, camera, să înființăm o școală de meserii. Nu cameră, pentru că legislația nu ne dă voie, dar o școală de meserii. Avem suportul Camerei de Meserii din Regensburg. Și de aceea, am făcut o paranteză, și de aceea ne-am gândit că anul acesta ar trebui să urce pe scenă cele șase școli care de un specific tehnologic, care fac asta, implementează învățământul dual, în sistem dual. Sunt 4 din Timișoara și 2 din Lugoj. Ele vor fi premiate de doamna Aura Danielescu, inspector general la Inspectoratul Școlar.
iarăși, pentru noi, extrem de important, din cadrul celor 238 de premianți cu trofeul de excelență, două firme sunt, care 25 de ani la rând au luat premiul de trofeul de excelență. Firmele sunt Elba și Grafoprint. Sigur că cu emoție spunem asta, pentru că 25 de ani să fii în topul, în cap de listă, este mare lucru. Sunt doar două firme. Cred că nu vreau să uit. Avem două premii mai speciale, două diplome, care o să le acordăm pentru recunoașterea produselor autohtone pe piețele internaționale. Și când spun asta, mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat în Bavaria, la zilele economiei românești. Cel mai bun vin de la cele 3-4 evenimente pe toate zilele a fost recunoscut Cramele Aramic. Cramele Aramic a fost recunoscut și apreciat ca cel mai bun vin și noi anul acesta o să-i acordăm o diplomă, pentru că noi promovăm produsele autohtone pe piețele străine și ne bucurăm de acest lucru. Exact același lucru îl facem și cu Aura Mineral Water, care a primit și anul trecut, dar anul ăsta primește pentru că are 3 stele, Rodica știe mai bine, 3 stele primite Crystal la Bruxelles. Crystal Taste Award. Da. Între timp, tot mai primesc câte un premiu, câte o stea. Ne bucurăm foarte mult pentru firmele care reușesc să ajungă pe piața externă. Acestea sunt premiile speciale care le acordăm anul acesta. Nu vreau să uit nicio clipă de partenerii care sunt alături de noi. Așa constant, cred că trebuia să le dăm premii speciale, mai ales partenerul nostru Autoclub, care cred că de 17 ani este partenerul Gold. Partenerii speciali spun Tamo, spun Casa Auto, spun Enel, spun Engie, spun Engie, pardon, nu Enel. Sunt partenerii cu care, băncile, bineînțeles, Telecom, care sunt alături de noi la acest eveniment și ne bucurăm foarte mult, pentru că fără ei cred că nu am putea să organizăm evenimentul la nivelul pe care îl organizăm. Nu o să vedeți prea multe semne care, pentru că cred că peste tot unde merge să vedeți numai tricolorul și numai sigur și noi, fără să fie sala împodobită în acest sens, o să avem în schimb programul artistic care chiar marchează acest centenar. O să avem de la copii mici, fanfară, dansuri și un interpret, poate să vă surprindă, este un interpret de muzică populară, Bănățean, Tinu Berezeșan, care o să cânte câteva melodii care sper eu să vă furnice așa, să se ridice așa pielea, pentru că în Banat și în România, nu numai în Banat, în toată România, se va cânta acea melodie, cred că de la 1 decembrie și până undeva la sfârșitul anului. Noi îl numim imnul centenarului și cred că este imnul centenarului. O să vedeți, spunem interpret de muzică populară, nu o să fie numai muzică populară, o să fie muzică care să marcheze acest lucru pe care noi vrem să, v-am spus, vrem să-l marcăm cumva. L-am marcat prin programul artistic.